Selecționata de futsal a României va întâlni Spania în sferturile de finală ale campionatului european din Croația. În ultima partidă a grupei A, Croația a învins Republica Cehă cu 5-4 și a ocupat locul întâi în grupă. România încheie pe poziția a doua și va juca în faza sferturilor cu ocupanta locului întâi în grupa B, Spania. Ibericii au câștigat în fața Ucrainei cu scorul de 4-1. Potrivit reprezentanților selecționatei, pentru echipa noastră va fi o misiune imposibilă, Spania fiind deținătoarea trofeului european și vicecampioană mondială. Din cele 7 ediții ale europenelor, sportivii din peninsulă au câștigat de 5 ori trofeul, ultimele 3 titluri consecutiv. România și Spania s-au întâlnit de 10 ori, iar spaniolii s-au impus de fiecare dată.